Bună ziua tuturor, bine ați venit la un nou episod din podcastul Clubul Antreprenorilor. Astăzi o să vorbim puțin despre istoria managementului. Nu consider că în ziua de astăzi nu sunt lucruri care au fost descoperite ieri, ci mai degrabă mergem pe niște principii care au fost descoperite de niște părinții ai managementului, așa cum îi denumesc eu, dar și multă altă lume, și anume Henri Fayot, sper că îl pronunț bine, un, un francez care prin anul 1916, cam, cam, pe atunci a venit cu primele principii de, de management modern, și ulterior, prin anul 1000, după anul 1950, după, cam prin 1954, un austriac, Peter Drucker, acum eu îi spun că am... el s-a mutat în America și de-aia îi se zice acum Peter Drucker, dar el era Peter Drucker cumva din Austria, Da, el s-a mutat în America și el a continuat cumva principiile lui Henri și, bineînțeles, le-a perfecționat puțin. Salutare, Dan! Salutare, Dimitri! Așa că o să intrăm în câteva principii, o să vorbim despre ele, o să vedem cam ce părere avem fiecare dintre noi, dacă sunt aplicabile, dacă ne-am lovit de ele, să identificăm arile unde ne-am ne lovit noi de, de, aceste principii și să... Da, mi-a plăcut afirmația ta în care ai zis că nu, da, nu trebuie să reinventăm acum roata, ele sunt de mult ok. Exact cum să știu, aș veni în completare și anume ele sunt tipare. Ok, le-au dezvoltat, ei le-au văzut înaintea noastră, au avut și timpul, să zic așa, da? Și priceperea. Se mai greu vremurile. Da. Foarte interesant la acest tipar, inclusiv astăzi. Înainte să vin spre podcast, a venit un antreprenor, ușor dezamăgit că a închis afacere, vorba de un restaurant, pizzerie. ceva. Și zic da, exact așa am făcut, zic da, cunosc tiparul și el surprins. Cum, adică, păi zic, probabil a mers foarte bine la început, apoi nici prieteni n-au mai mâncat la voi și a făcut o chimie, încep a început să. da, facem primele săptămâni. Am zis, doamne, noi de aici nu mai și plecăm cu miliarde, cu nu știu cum. Da, și își frecau palmele. Și a zis, da, nici prietenii nu mai, nu mai vin să mănânce la noi. Și zic, stai să spun și de ce. Nu cumva ai auzit glumița aia pe cel fac pe cu bani. Și a zis, da, nu pot să crezi. Zic că spun, eu cred că am văzut tipar ăsta de prea multe ori și de aia acum am e ușor. Așa și oamenii ăștia și de aia să învățăm și de la ei. Le-au făcut ei, ce rost mai are să da, e bine să ajustezi, să testezi la tine în business. Sau au adică, schimbat vremurile. Evident. E o altă dar tehnologie. Mai de ele se numesc da. principii. Este exact. un principiu. Principiul nu moare. Da? Exact. Cum îl aplici tu sau asta e fineța, ca să zic așa, oricărui antreprenor. Da, hai să, să vedem ce ai acolo. Mi-am notat și eu câteva lucruri importante de la fiecare și o să încerc să spun cum e din punct de vedere a unei firme mici sau dacă am aplicat sau dacă. Nu știu de principiile astea, și tu cum le vezi, tu și cum crezi că se aplică într-o firmă mare. Adică să acoperim o plajă, să încercăm să le dăm oamenilor din experiența noastră. Că da. la urma urmea asta ne dorim, da. cărțile pot și ei să le citească, și oricare. Bun. Unul dintre primele principii, nu știu exact dacă ordinea. Nu contează. E, e asta, dar s-ar numi așa diviziunea muncii, activitățile organizației trebuie să fie împărțite în sarcini și responsabilități specifice pentru a atinge eficiența maximă. Bun. De ceea ce fuge toată lumea, de sarcini și de responsabilități și de a crea așa, eu sunt în domeniul producției, la mine se, se numește manoperă, fiecare produs, fiecare operație, ea are un timp acolo, domnule, cât durează efectiv să faci uh, o anumită operație din producție. Doar că uh, cred că se poate muta această manoperă și către partea de birouri, către celelalte departamente. Către orice. Către, exact orice. cum ai zis, uh, diviziunea, adică să le spargi în tascuri mici, mai mici. Da. Uh, ți aduce aminte anul trecut sau mai bine de un an am avut noi întâlnirea la tine în logistică, cred că era sau la planificare? Nu uh, mă știu, planificare, cred. Cu băiatul care venise de la multinațională. Da. și a vrut să facă o procedură și avea trei pagini. Da. Și eu am zis atunci, asta nu e procedură. Și el un pic așa ușor, arogant, venise de la o firmă mare, eu firmă mică cum, adică contește. Și asta este un proces întreg aici. Implică, proces, exact, da. implică mai multe departamente, da, și nu numai că mai multe departamente, și mai mult în interiorul departamentului sau pentru un singur om mult mai multe adică e greu și de urmărit și noi știm că trebuie să-i lași omului doar ce e puterea lui să facă. Nu să-i zici, te duci la colegul tău și el trebuie să îți dea nu știu cum și împreună faceți nu știu ce, că după aia o să zică, păi da, dar ăsta nu mi-a dat, n-a făcut, eu de nu mi-a făcut treaba. Nu, 100% să fie responsabilitatea lui, asta știm, da? Și da, pe principiu cum se mănâncă un elefant, bucată cu bucată mi-am amintit perfect exemplu, dar acolo era un proces cu activități pe care trebuia să le facă o anumită poziție și în spatele fiecărei activități ar fi trebuit să fie descrise niște acțiuni concrete ca să se ajungă la activitatea respectivă și în funcție de acțiunile respective, dacă erau simple, dacă erau puțin mai complexe, acolo să se creeze o procedură care se depindă doar de Persoana, persoana respectivă, adică să fie în puterea ei de o, a o duce la, la capăt. Cum le vezi acum, un an și ceva mai târziu, niște foarte multe cursuri între timp pe care le-ai făcut, foarte multe module, da. uh, experți pe care ai întâlnit oameni, cum vezi acum? Hai să vedem Pot să... așa, că tot am ajuns aici. Da. Cum le vezi? Sau cum ai eu... văzut atunci procesul ăla sau ce ziceam eu și el zicea că nu e ca e procedură? Da. Și cum le vezi de acum când ai mult mai mult know-how și ai făcut niște... Uh, un mic MBA, ca să zic așa ce mai... Da, am făcut un mic MBA, uh, a avut șase module, am trecut prin toate activitățile pe parte de managementul a unui business de orice mărime, poate să fie el mic, poate să fie mediu sau mare, nu contează. Uh, adică din nou revenim, nu contează ce afacere ai, că e mică, că e mare, s-ar putea ca tu să faci mai multe, să faci activitățile din mai multe departamente, în cazul în care ești doar tu ownerul și care ești și director general și bineînțeles că faci și pe contabil, faci recrutare și, pe vânzător și și recrutare și tot. Dar lucrurile sunt la fel și la mic și la și la mare. Acum pot să spun că eu mă simțeam așa sunt Tinerel. Și credeam că la vârsta pe care o am ar fi fost culmea să... Adică aș fi avut, Aveam niște așteptări foarte mari de la mine să fi știut lucrurile respective. Acum m-am întâlnit cu zeci zeci de antreprenori, poate chiar peste 100, din diverse domenii, din diverse business-uri, cu mai mici, mai mari, și am ajuns la concluzia că, de fapt, în România este un empirism, sunt. adică sunt foarte mulți lăutari printre care mă, mă aflam și eu acolo, adică eram o adunătură de lăutar, de lăutar. să ne înțelegem. Expresia asta vine de la cei care cântă sau după urechi. Adică <fie> Intuiție, nu au metodologie. Intuiție, La asta te referi. Nu au metodologie, vine, da? da, exact. Nu, nu știu exact să facă lucrurile sistemic, să, să spunem. Și, într-un fel, m Am fost așa într-o într pasă de bă, ok, trebuie să învăț foarte multe lucruri, dar în același timp când am văzut că dacă învăț lucrurile respective, deja intru într-o categorie de rang înalt din punct de vedere educațional, al managementului unei companii, ar fi, a fost extraordinar. Adică îți dai seama, dacă era să ajung într-o sală și să fi fost singurul care nu știe lucrurile care urmau să se predea acolo, era, era o problemă. M-aș fi uitat puțin la mine, mă, stai puțin, ce, ce caut eu aici. Dar, de fapt, cred că asta e o radiografie la nivel de antreprenoriat în, în România. Și ceea ce facem noi și fac și mulți alții, adică să sprijine educația asta în zona antreprenorială. Cred că este exact la momentul potrivit, că în trecut nu avem cum să mergem, din păcate, și este de mare nevoie. Da, este de mare este. nevoie pentru că, ok, lumea nu-și dă seama că România este încă într-o fază accelerată de dezvoltare, dacă ar fi să ne comparăm cu vestul Europei sau cu alte continente mult mai dezvoltate decât noi. Sunt și mai subdezvoltate, dar dacă e să ne comparăm cu cei mai dezvoltați, noi suntem într-o creștere abruptă. Și, bineînțeles, în această creștere e destul de simplu să deschizi un business, să ai succes, să, să faci bani, pentru că ai comenzi, toată lumea cumpără, sunt bani, dar la un moment dat o să stagneze. Și dezvoltarea asta a României. O să stagneze poate și din punct de vedere economic. Uite, acum sunt niște semnale pe piața imobiliară. Asta vreau să zic că de, acum criza se vede, nu? Când a fost val și creștere și a fost mult cheș da. și unii au făcut intuitiv după ureche și au crezut că li se cuvine, adică ei au meritele astea, păi da, eu știu, eu sunt patron, eu învâr miliarde. Acum se schimbă ușor, ușor să schimbă. Dureros pentru unii, am spus de antreprenorul care îmi spunea dezamăgit că și-a închis afacerea și uite un semnal amuzant regat de partea imobiliară, ce există. Da. Acum o săptămână sau două am găsit în, la mânerul de la mașină un pliant. Inițial nici n-am vrut să-l deschid, zic că da, am mai văzut din ăsta, mai pun oamenii pe parcări, la magazine și nu știu, da, așa de curiozitate l-am deschis era un pliant așa care scria firmă de construcții zidărie lavabil, montăm demontăm, cărăm orice și am zis, nu pot să cred dar unde au fost în ultimii 5 ani, 7, 10 ani unde au fost că te rugai de ei, deci te rugai cu plată în avans, cu tot te făceai și preș ca să-ți rezolvi problema și era cu aroganță, adică da, e, că erau căutați, mare, da. Da, nu contează că ești, dar da, poți să fii și arogant, dar să fii pe merite, pe altceva, nu, nu pe, faptul, până la exact, cap. nu pe faptul că speculezi, că da, de aspre, despre asta. Au avut, o, au avut o cere foarte mare în ultimii ani pe construcții, acum s-a mai diminuat, ei nu mai sunt adică mai stat de căutați mai cer, mare, și zic bă tu îți dai seama a ajuns firmă de construcții să meargă să împartă pliante, bă au timp? că până acum ziceau șeful nu avem timp dăm banii, dăm nu știu ce mai plăteai, mi-am luat de foarte multe ori adică am plătit și mai mult decât a făcut doar ca să-mi termin treaba și am închis ochii uh, am spus cuiva recent în continuare exemplul ăsta amuzant uh, prima măsurătoare cu laserul 300 de metri pătrați a doua măsurătoare cu ruleta 350. Și zic, da, a crescut casa între timp. S-a mărit. Adică nu era aceea și, știi? Deci la modul ăsta și am acceptat și am închis ochii. Bun. De ce? Pentru că sunt, așa cum ai spus și tu, după ureche, nu au ceva, un sistem, nici nu vor să audă, pentru că atunci când sunt pe val, ei spun, cred despre ei, că au descoperit secretul din grădină sunt și ei știu. Sunt inteligenti. Ele știu Intență. pe toate. Nu-și ascultă nici contabilul, nici alt antreprenor. el le știe pe toate. Bun. Uh, managementul ăsta, lipsa lui, de fapt, exact asta face. Falimentează. Da. Pentru că tu poți să ai o idee genială. Da? Poți să ai și resurse, ai și oamenii buni. Cum la fel am auzit alt antreprenor care se pregătește și el tot în zona construcțiilor și ai, simte că se va bloca cu banii și a zis aș renunța și mâine. Dar am o echipă, am găsit niște oameni extraordinari. Nu beau, vin la timp. Aici deci nu știu cum să-i țin, de ei facem, mi-ar părea mai, mai rău, că banii prin partea mai greu, da mi scot eu. Deci vezi, se, se schimbă. E, acum să vedem antreprenorii, dacă măcar în ăsta al 12-lea ceas, vin și spun, bă, ha, să vedem. Ok, o să fi voi copii, da? N-am bani de, nu știu ce, oameni foarte pregătiți, vedete sau nu, care cer mii de euro, ok, n-au. No. Poate păi, informații e gratis ce vorbim noi aici, în podcastul ăsta, și e de valoare, pentru că tu ai plătit zeci de mii de euro în ultimul an de zile pentru mba ul ăla. Da. Greșesc? De de păr, nu, nu, a fost, ai făcut a, a efort, ai fost, făcut a fost drumuri. Fost drumuri, eforturi. Doamne, și cu ocazia asta țin să-i mulțumesc și domnului Petre Nicolae și vreau să fac și să spun cumva că recomand tuturor antreprenorilor care vor să se dezvolte pe partea asta de management, compania CBC România, pentru că sunt profesioniști. Ei, într-adevăr, costurile sunt pe măsura a ceea ce oferă, nu sunt, nu sunt mici. Ai și varianta 2 în care să ai tu. Capacitatea de automotivare și capacitatea de autodeterminare, astfel încât să cauți pe internet ca acum. Da, într-adevăr, informația există. Dar. Trebuie să stai puțin la mai puțin pun... Mai puțin practicieni, mai puțin oameni. Da, în care eu... e, e multă teorie aici, la cursurile respective a fost totul, totul practic. Adică etapa 1, etapa 2, etapa 3, ia să vedem în ce stadiu ești, se auditează afacerea, în funcție de auditarea afacerii, știi cam ce proiecte trebuie să faci astfel încât să ajungi la un, un sistem de management profesional. Acum, bineînțeles, am avut momente când îmi doream să am o companie mică, eu am o companie mică cu 10 angajați și acolo este extrem de simplu să implementezi sistemul dar în, în pop industrie pot să spun că e un proces mai de lungă durată pentru că elefantul e mare și, da. și cu cât e mai mare cu atât sunt mai multe bucățele la. tocmai, tot bucă. Da. și ce dar trebuie repete? apucat, trebuie apucat pentru că apar, nu știi ce vremuri apar și singura variantă de a sta tu liniștit, că lumea știe, nici nu vor să vadă mă, adevărul, nici nu vor să audă că s-ar putea să se întâmple ceva. Și e o fugă, e o fugă, se concentrează pe cum să nu, în loc să, în loc să se concentreze pe cum să da, de pe cum să învețe, pe cum să evolueze ei, pe cum să poate că i-ar ajuta. Adică nici măcar nu sunt deschiși în, în direcția asta. Le știu pe toate. Tocmai de-aia cei care încep să înțeleagă sau să-și pună problema, să-și pună mici semne de întrebare. Asta e primul lucru, să-ți pui un semn de întrebare. Cum am mai spus eu, principiul meu contestă tot ce știi. Întreabă-te de unde știi. Pune-ți da. De unde știi? Că dacă știi că ai visat tu sau crezi tu și nu poți să-mi arăți sursa sigură de unde știi tu trebuia, s să putea să nu știi bine. Și cea mai mare problemă, noi știm. Este să recunoști că tu ai o problemă și să vrei să o schimbi. Să încerci să te schimbi cel mai greu lucru de pe pământ ăsta. Bun, hai să revenim. Să revenim la lista așa dar noastră, vreau să, să mai spun ceva. Vreau să mai spun ceva legat de. De partea profesională, dar și implică cumva și dezvoltarea personală aici. Noi, ca antreprenori, ca oameni, ca angajați, noi nu prea vrem să acceptăm ceea ce suntem, ci vrem să spunem ceea ce ne-am dori să fim din, din, nefericire. Și în momentul în care spui ceea ce nu ești, adică ceea ce ar trebui să fii, atunci în creierul tău se naște acest lucru că n-am de ce să mă educ, n-am de ce să fac sport, n-am de ce să fac anumite activități, pentru că tu ți le-ai exat cu gândul ăsta că nu vrei să le accepti că nu le ai tu gata, creierul tău zice pă, dacă le știi, le știi nu, mai, nu, nu mai sap acolo să, să vedem cum le putem pune pe tine ca și competențe sau ca și hobby-uri da, deci diviziunea muncii, ca să revenim la, la principiile lui Arif Ayo, trebuie împărțită tot, tot ce faci tu în compania ta nu contează de domeniu, trebuie împărțită în toate activitățile care se fac acolo, activitățile să aibă, dacă sunt activități complexe, în acțiuni concrete și dacă sunt acțiuni concrete care sunt complexe, să le faci o procedură în spate pentru că tot pe tine te ajuți pentru că nu mai vine de fiecare dată X, Z să te întrebe. șeful, cum să fac aici sau să mai rog, să apară greșeală. Corect. Să trecem la al doilea principiu. Am vorbit destul de mult așa în primul, dar e deră așa puțin de la subiecte pentru că e normal, cred. Autoritatea și responsabilitatea trebuie să fie echilibrate în cadrul organizației pentru a asigura o conducere eficientă. Aici, Bun. hai să vorbim puțin de autoritate. Toată lumea știe ce e aia, o organigramă? Bine, sper să știe toată lumea. Acum doi ani nu prea eram eu atât de entuziasmat că trebuie să învăț organigramă, să orice plan pe care mi-l fac, să o am în față. Nu prea... Nu eram eu deschis în, în faza aia, eram în, încă în pragul de dezvoltare. Dar în organigramă sunt anumite niveluri ierarhice. Și fiecare persoană de acolo pot să aibă persoane în subordine, pot să nu aibă persoane, pot să facă anumite activități, pot să facă anumite plăți, pot să ia anumite acțiuni de capul lor până la un anumit punct. Și în cazul în care nu le ai aceste limite de autoritate, ce poate să sancționeze, ce poate să recompenseze, atunci toate vin către vârf. Și, de fapt, toată lumea o să fie într-o fază de execuție, o să fie foarte mulți executanți, pentru că nu au putere. Dacă nu au putere ei n-au ce să-și exercite efectiv în echipa pe care o conduc sau din poziția, că nu trebuie neapărat să aibă o echipă în spate. Anumite activități pe care pot să le facă. În cazul unui departament financiar, de exemplu, trebuie să facă anumite plăți. Păi dacă vine la tine cu o plată de 30 de lei și îți ocupă atâta timp la fel de mult timp cu o plată de 10.000 de lei, de exemplu, cred că ar fi mai bine să delegi. Mă, uite, tu ai autoritatea ca plățile până în 500-1000 de lei în funcție de fiecare cât dorește să stabilească această bornă, poți tu să, să le faci. La finalul lunii aș vrea să-mi faci o prezentare a tot ce Asta, a fost. Asta, exemplu ăsta, am întâlnit foarte foarte bine structurat la bănci băncile, bine, multinaționale în general, adică și uh, alte firme neapărat din domeniul bancar, dar aici am văzut o... De ce? Credite până într-o stă de mii de euro, da? Se ocupă agentul din filiala de cartier, da? La o mie de euro, la un milion de euro, te duci la sucursal, da? Mai mare de un milion, ai nevoie de aprobarea de la regional și tot așa. Adică li se dă lor uh, această autoritate până la tu decizi, îți asumi. Da? De ce? Și, și poate treaba asta. trebuie să fie și responsabilitatea. Da. Se, Pentru mână că mână. sunt situații în care ei poate să ofere credite în afara grilei pe care o vezi tu, pe internet sau pliante sau unde vezi tu acolo. Și ei poate să facă treaba să zică, da, domne nu, nu are scoringul cel mai bun, el la, poate la primul credit, dar e un antreprenor din Slatina, îl cunosc, este onest. Uh, nu cum a făcut primii bănuți, a sărit cu leasing că asta e tiparul, revenind la tipare, cum începe să-ți crească un pic afacerea, poc apare leasing -ul e făcut, e muncitor, îi știu tot istoricul. eu vreau să-i dau și lui 100.000 de, de euro, chiar dacă în indicator nu stă foarte bine, că e firmă nou înființată, nu are istoric la noi, nu are salariați cu cardurile la noi și tot așa, și nu ai scoring, el poate să-ți dea, nu știu cât știu treaba asta, dar am avut discuții da, da, pe treaba am asta, -am asta da. și el face un referat, dar face până la limita lui de autoritate. Și el zice, eu nu pot mai mult de 100.000 de, de euro, nu pot. Ei, hey, el, dacă îmi dă mie 99.000 de, de euro, el nu are nevoie de semnătura de la regiune, adică de următorul director regional. Să-l pună pe la șeful, stați, v-am trimis și eu raportul ăla, analizați-l, vă rog eu, la da, da, da așa că n-am timp. Nu, îți asumi asta. Dar dacă eu după aia nu plătesc, cred, tu trebuie să faci un referat să justifici de ce e atipic și de ce îmi dai mie când eu nu întocmesc. Da? Asta a și să-și pună un semn de întrebare și alții antreprenori care stau foarte bine în cifre, nu știu dacă am discutat la podcastul nostru cu uh, situațiile financiare, treaba asta, dar am văzut antreprenori dezamăgiți uh, că deși au profit foarte mare, deși stau bine în cifră, au firmă cu vechime, au tot ce trebuie, au fost respinși. Da. De la bancă se spune nu ați întocmit scoring de parcă ai ști tu cât era scoring ăla. Dar de fapt s-ar putea să ne ai o imagine bună în piață. Și ei acolo, la rubrica 100 cu, de cu îmi asum, știi? El pune bifă, că el nu și asumă pentru că tu ești dubios și ai mai dat țepe pe românește. Și atunci poate să-mi dea mie, care eu n-am firma n-am istoricul tău și obțin banie. Și ce să vezi, și la dobânzi mai bune decât ale tale și alea de pliant și orice. Deci eu știu asta, știu sigur, știu ce vorbesc, spun din practică și ăsta e un exemplu din bănci de autoritate și responsabilitate. Și se poate traduce către orice departament, către orice da. persoană. Poți să uh, ai puterea să dai 5% din salariul uh, unui lucrător. Poți să Ai puterea să-i propui superiorului Bonusare. un bonus. Exact. Eu zic că ar merita. Nu, ai voie, nu poți tu să-i dai de la tine putere, dar ești singurul din departamentul ăla care poate să facă propunerea. Exact. Nu să vină șapte șeful, autorități. șeful vreau și eu, mai dăm și mie. Nu ăla de acolo își asumă tot cu șeful, șeful stă de vorbă cu ei și la finalul trimestrului anului, cum ai tu în regulament, zice, eu propun pentru avansare sau pentru un spor la salariu, da? da. Nu vin către mine cu o mie de solicitări și... Deci ăsta e exemplu de Bun. Ca să trecem prin da. toate, că aveam, am vorbit puțin de autoritate da. care trebuie să fie mereu combinată cu responsabilitatea că nu merge. Dar știi cât de greu e, ta. pare simplu, dar știi cât de greu de e de în am practică. lucrez eu acum la limitele de autoritate? Dacă dar gândește da. pentru da. un antreprenor care e tânăr, el a început de drum, nu știu, sau are și de 10 ani firmă, dar nu știe principiile astea, C unii poate acum ne înjură. Adică ce vrei, mă, tu să-mi spui mie? Că să las eu pe angajatul meu să facă plăți până în 500 de lei. Nu, vezi că nu trebuie verbal. A, nu, asta v am stabilit din primă. Am, deci am, am și eu sfaturi de la... undeva, Foarte clar da, și clar, să știe bă. și el, să le știe toată lumea. Și nu se fac re retroactiv, se fac doar acum, le stabilim, facem training pe ele și pentru ce se va întâmpla în viitor. Da. Îți dai seama că trebuie să-i spui, cum adică las pe banii mei să facă la plăți până în 500 de lei? În exemplu, da? Cum adică, păi e afacerea mea, pe banii mei, eu decid. Îți dai seama că mulți, eu cred că nu înțeleg treaba asta și asta e un exemplu cu banii. Dacă gândește că pot să-i dau angajatului meu, um, pot să-i dau o limită de a asemna cu un nou client. Adică eu acum nu sunt la birou, sunt la podcast, da? noi avem tiparul de client și intră acum pe ușă și se duce la Andreea. Și Andreea, știind tiparul, să zică, Pot să-i dau, să dau limita asta de autoritate? Să zic că nu. Sau să pierdă clientul? Și asta da, e. Deci, uh, revenim. Încearcă să spui întrebare, și încearcă să vezi dacă nu cumva e la tine o problemă și trebuie să o schimbi. Și, da, mai întâi te schimbi pe tine ca să poți să înțelegi principiile astea vei de 100 de ani. Hai să trecem la 3. următorul. Uh, înainte de a-l spune. Aș vrea să te întreb pe tine, Dan. De ce crezi că oamenii nu se omoară pe străzi? De ce crezi că nu e haos pe străzi? De ce crezi că totuși lumea se comportă într-un mod civilizat în societate? Păi, unii dintre ei poate de frică. De frică de? De a răspunde. De a răspunde. Așa că constituția unii de educație, legile. Dar un lucrurile respective, până la educație mai avem, cred. Mai avem. Adică noi, eu aș spera să nu Da, hai să înțeleg, mergem basic, am, am înțeles. Să mergem toată da. lumea, atât că ești la volan, că mergi pe stradă, că vrei să faci tu business, că vrei să faci ce sunt legi în spate care te constrâng într-un mod pozitiv, astfel încât să nu fie haos la nivel de societate. Și acum vin cu următorul principiu. Disciplina. Disciplina în organizație. Angajații trebuie să fie disciplinați și să respecte regulile și regulamentele organizației. Regulamentul de ordine interioară, regulamentul de ordine și funcționare și codul de conduită comportamentală. Eu la astea lucrez, astea le-am implementat. Acum depinde fiecare dacă vrea să facă și cod de conduită comportamentală, dar primele două mi se pare că și conform legii trebuie să le aibă orice organizație, orice companie în cazul în care nu, nu Doar că la no? noi sunt trecute la download de pe net, modificat antetul și cam atât. Nu cred în ele, nu cred într-un regulament intern. Deci, în moment, dacă tu vrei ca antreprenor să ai o anumită disciplină în companie trebuie întâi să aduci la cunoștință care sunt regulile acelei companii și orice minune durează trei zile. Dacă le prezinți odată și gata, no. nu, adică departamentul de resurse umane în mod normal ar trebui să facă la un, un interval de, de timp testare, dar să urmărească anumite abateri disciplinare de la regulament și să le consemneze, să spună, domne, uite, să atragă atenția, să dea niște avertismente, să... adică să vadă lumea că nu e acolo doar ca un document birocratic și gata. După aia să faci traininguri frecvent. De ce e important? De ce e important Că la traininguri vezi și uh, îți dai seama uh, unde îi scapă ceva faci un roleplay și te ai dat seama că aici n-a reacționat cum trebuie, deci înseamnă că nu știe capitolul nu știu care. Adică te prinzi. Da. Mai departe. Unitatea de comandă. Bun. Aici vine așa cumva din zona asta de armie, din armată. Că de fapt, într-o într, -o, într -o companie e așa o, ca nivel ierarhic ca unei campanii de, de armată. Angajații trebuie să primească instrucțiuni de la un singur șef, evitând astfel conflictele de autoritate. Eu am dat uh, de ca să fie de acasă mai detaliat și să nu Te rog. Așa, pe o anumită problemă. Da. Adică nu doar de, nu, nu înseamnă să aibă un singur, să nu se înțeleagă treaba asta să nu aibă doar un singur șef. Are șeful de departament, are șeful de nu știu ce Structură organizată de tine intern, are CEO, are, eu știu cât poate să intervine ierarhic. Da. Dar unul, pe o problemă dintr-o arie, dintr-o zonă, el își dă cu părerea. Corect. Asta, clar, asta cum trebuie. O văd, să... Cum o văd eu, s-a întâmplat, am și pățit asta în trecut, am făcut și eu greșeala respectivă, treceam peste autoritatea anumitor persoane și persoanele din acea echipă cu respectivul coordonator, în momentul când văd că intervine cineva mai de sus din punct de vedere ierarhic, ce crezi că se întâmplă? Își pierde autoritatea coordonatorului direct. Exact. Așa că cel mai bine este să, dacă vrei să vorbești cu cineva dintr-o anumită echipă, din subordine, nu vorbi direct cu personalul de acolo vorbește cu coordonatorul prima oară, spune exact ce nu-ți convine sau dacă vrei să îmbunătățești ceva și el transmite mai departe și cu el trebuie să, ții, să, ții legătura. să ți legătura. Să-ți dau eu o problemă de la mine, prin care am trecut, i-aș zice, aș face o combinație între două principii, cel de autoritate, responsabilitate și ce ai spus tu mai devreme și eu am avut o problemă la delegarea de autoritate. Și anume, în cazul unui angajat care a evoluat și ajunge uh, ierarhic superior, o, angajații care au fost tot timpul lângă să ce au mâncat la aceeași masă, e, lor le e foarte greu să perceapă uh, că a trecut într-un alt rol, că e într-o altă poziție și are o altă autoritate. Adică, mai concret, dacă până acum tu nu aveai autoritate, tu nu ai nicio decizie, pentru că erai strict pe operațional. Da și acum eu vin și îți deleg din autoritatea mea, da? Poți să o faci și înscris, poți să o faci și într-o ședință, bă, băieți, de mâine ea e asociat, e director, e. Le e foarte greu să perceapă. Păi cum adică era, cum, ca noi, când ne-am angajat aici, adică. Și aici, și mă refer la clienți. La fel. Gen, să perceapă un angajat de-al meu care astăzi mi-a asociat. Eu văd tot ca angajatul lui Preda. See? Adică ce să discut eu cu ei? E angajatul lui Preda. Nu, prietene, i-am delegat din autoritatea și tu trebuie să respecti treaba asta. Și clienții trebuie să apreciezi. Bineînțeles. Și nu dacă te... Nu știu dacă pe tine te știu anumiți oameni de aici de când erai copil prin fabrică. Păi azi ești manager, ești director. Nu poți să îmi atențezi. Să, să te ia de poziție, Să te ia de obraz. Ce mai faci vă dimi, bă, când? Am copilărit aici, Că te seama, știu că de o viață. De da, da, hai să respectăm da, am revenim. Puțin... Revenim la no, regulile alea. Alea clare din societate, da? Revenim la conduită. Da. Uită-te cu cine stai de vorbă. Vezi în ce context ești. Nu înseamnă că dacă în weekend ne-am văzut la grătar, acum vii și mă tragi de mânecă și faci glume cu nu știu de care uite te la context. Eu am pățit și eu cu clienți de ei mei, și eu cu angajați, și eu cu colaboratori. Am pățit-o de multe ori și o pățesc. Oamenii uită contextul în care se află și această responsabilitate, repet, conduită de care zici tu. Bun. Uh, hai să trecem mai departe, să vedem ce ar mai fi. Asta e una dintre cele mai importante. Coordonarea. Diferitele activități ale organizației trebuie coordonate pentru a asigura armonia, eficiența, mai pe scurt, a fi duse la bun sfârșit cu, cu bine. Eu am avut și încă am, la asta lucrez în momentul de față, pentru că compania s-a dezvoltat într-un tip relativ scurt și asta implică faptul că timpul mi este destul de mult canibalizat. Adică, efectiv, foarte mult timp pentru a sta cu multe persoane, neavând încă creată o echipă de comando, să zic așa, o echipă de top management. Și în momentul în care nu, nu ai... Se spune că o persoană poate să aibă grijă cam de pe parte de manager undeva la 6 și pe parte de echipe undeva la 15-20, în cazul în care sunt toții, de exemplu, o echipă de producție. Acum, în capul meu, coordonarea implică poți să faci supervizarea directă, ce făceam în trecut, dar asta e cea mai eficientă, adică pornești o activitate, o îmbunătățire, un proiect, ceva nou cu un anumit departament, cu un anumit angajat și cel mai sfânt e să stai cu el și să îl, îl asiști pe tot parcursul activității respective până o duce la bun sfârșit și te asigur că el este capabil și ca și fără tine lângă să o ducă a doua oară dacă se reia la bun sfârșit. Asta e supervizarea directă. Dezavantajele ei care sunt îți spun încă foarte mult timp și în momentul în care ai 200 de oameni nu prea mai este posibilă din păcate o altă supervizare mai este cea de responsabilități matrice organizării activităților, adică fișa postului. Și partea asta de fișa postului, în funcție de cum vrea fiecare să-și o facă, mai concret sau mai general, noi recomandăm mai concret, ea poate să fie ca o supervizare, pentru că respectivul, în momentul în care ei trecut acolo că trebuie să facă o anumită activitate, el cam știe, domne, uite, ok, mi s-a trecut acolo în fișa postului că trebuie să facă activitatea asta. Adică nu poate să o facă neapărat uh, în alt fel, să nu o facă, pentru că la un moment dat ar trebui să fie o evaluare ora proiectului, ora activității, ori o evaluare a lui, ca și angajat, și să, să răspundă dacă într-adevăr s-a făcut sau nu. Supervizarea asta prin fișa postului, eu o mai numesc și tragerea în bandă. Îl tragi în bandă, pur și simplu. Dacă vezi că, dacă știe cumva, dacă vrea să facă într-un alt mod, se uită în documentele postului lui și vede exact cam ce ar trebui să facă acolo. La tine cum e? Că, să spun de ce mai fi o, o supervizare, spun, da? cred că e o problemă foarte mare asta cu supervizarea directă. Tot așa specific, multor antreprenori, 9 din 10, cred, și eu am trecut prin asta, și anume, la început, hai să vedem așa, cum pleacă o firmă, să facem un scenariu, un startup. La început ești doar tu, după aia ușor, ușor apare nevoie de 1, 2, 3 angajați în funcție de, de firma ta. Bun. Clar că tu crezi despre tine că faci lucrurile cel mai bine, în cel mai corect mod posibil. De ce? Că tu ți-ai început firma, da? Tu ești expertul, tu ești tehnicianul acolo. Da. Bun. Acum vine un angajat, care e o terță parte, o persoană nouă, și tu ai o problemă tu cu tine, să poți să îi dai lui încrederea că și el poate face ca tine. Și mulți antreprenori pleacă de la ideea că nu poate face mai bine că dacă făceai tu, erai tu în locul meu. Am auzit tot pe asta, Știi? Sau pe sistemul nu poți să accept de la tine că ai cifră 150.000 de euro sau 200.000 și eu am cifră 2 milioane. Că dacă erai tu așa deștept, făceai tu cu 200.000, dar uite că l-am făcut eu. Prietene, ai o conjunctură, e un val. Arată-mi, ca o paranteză, durata medie de viață a unei firme din România. E 10 ani, e sub 10 ani, e scăzut, e sub 9 ani, cred. Deci, la o firmă nouă înființată e 5, 9 din 10 firme se închid mai puțin de 5 ani. Iar din următorul, 9, următorul calup de 5 ani, 90% se închid până în mai puțin de 10 ani, 9 ani și ceva, cred că a scăzut și sub. Căutați pe și o să vă convingeți. Revin, e foarte greu să simte că se rupe el. În primul rând care are o problemă el cu el, nu e echilibrat în sensul că se crede superior și că nu există nimeni pe pământ să mai facă bine ca el, sunt mulți și da. ar fi bine să te bucuri când îi găsești pe păi ea, nu, Micro nu să la fii la... să iasă șefismul din tine și uh, să zici uh, nu mă, mă înveți tu pe mine spune eu ce, ar, eu mai bucur să găsesc din ăștia mai bun decât mine și să te dai un pic așa ușor la o parte bineînțeles într-un mod structurat nu că te dai la o parte uh, hai ocupă-te tu nu, dar e foarte greu să renunți la supervizarea directă. E foarte greu. Eu am fost acolo și știu ce spun. An de zile mi-a fost foarte greu. Doar cititul m-a ajutat și văzut pe la alții, tiparele altora. Și să spun un semn de întrebare. Păi tu crezi că șeful, nu știu cărui firme, te gândești tu, magazin, lanț de magazine, bănci, ia gândești. Crezi că știe ăla și nu e ea cum funcționează. Ea, da. Sau uh, asociații care investesc bani, acum, au încredere. Au încredere și se dau la o parte. indică, care se da, uită și asta, urmăresc sau... altceva decât în mod direct. Asta vreau să nu că nu interesează. Ci renunțați la supervizarea directă. Minut tot adică, cu minut. Da, și să verifici tu tot, o să treacă tot prin tine. Am trecut prin asta. De ce? Pentru că acum mulți ani de zile eu știam toate cifrele clienților mei. Și nu pentru că erau puțini, adică că erau 2-3 și acum sunt 50, nu pentru asta, ci pentru că eram implicat în tot. Deci până mă întrebai la orice oră, știai ce cifra a încheiat anul trecut și cum stai cu stocul și cu... Azi nu mai știu. Pentru că nu mai trec prin mine în mod direct. Dar nu pentru că nu mă interesează cifrele Felicitări. lor. Nu că, nu că, nu mă interesează cifrele, mă interesează esențialul afacerilor. Da. Da? 10 criterii acolo și care, restul le-am le delegat și am renunțat să mai verific pas cu pas adică am încredere în tine că le deci faci e tu E clar. Dacă, și că urmărești structura, evident dacă vreți ca o acțiune să fie dusă la bun sfârșit, mai ales dacă e una complexă într-adevăr cea mai bună e supervizarea directă doar că dezavantajul mare este că ocupă foarte mult timp dacă ești Te limitează. mic dacă ești ai doi oameni, dacă sunteți o echipă de trei oameni, s-ar putea să nu fie o problemă, deși și acolo timpul tău ar fi, ar fi oportun să-l folosești într-o altă direcție, de dezvoltare, de a te gândi cum să faci lucrurile mai bine și nu neapărat... Adică da, you, ok, o anumită perioadă de supervizare directă, o săptămână vine un angajat nou, trebuie să-l înveți, da, dar s să nu se transforme în non-stop. În dădacă. În dădacă. Ok, hai să trecem mai departe. Resursele și materialele trebuie să fie aranjate în mod ordonat și eficient, oh. denumită ordine. Aici eu sunt în domeniul producției, îmi vine în cap pe un principiu din calitate, 5S, și începe cu partea de sortare, strălucire, în fine. Tu, dacă vrei să controlezi un spațiu de producție, trebuie să fie foarte curat, trebuie să fie acolo doar materiale, utilaje, oameni activi, adică care sunt în mișcare, nu sunt de 2 ani, 3 ani, eu mai am cazuri din astea, adică nu, nu e ușor să scap de ele, sincer să fiu, dar măcar le conștientizez și lucrez să le înlătur. Și mai sunt. Și să fie într-un de... flux logic și conform procesului cum. de producție. Dacă e haos, nu poți să vezi defectele, pentru că ai impresia că sunt toate la oaltă, așa, sunt una peste alta, sunt grămadă. Da. În cazul meu, la o firmă de contabilitate, eu am un alt principiu. Cu documentele la voi, nu? Propriu, deci mi aparține mm -hmm. uh, și le spun așa. Dacă solicit un document și nu-l găsești în mai puțin de două minute, ești dezordonat. E cam clară treaba. Adică, păi, trebuie să știi raftul cu firme, evident în ordine alfabetică, nu punem, da? Avem acolo, trebuie să știi lunile, știi luna, știi uh, care din cele șapte, că noi așa avem grupări, rog, vaiv, i-am zis noi, pe curcubeu, și avem cu șapte culori, una, adică roșu la intrări, galben ieșiri și tot așa, da? Ai pus mâna acolo, iar în interiorul fiecărui sector sunt în ordine cronologic. Adică, dacă eu spun, vreau factura cu care am cumpărat telefonul ăsta de luna trecută. Data 16... Nu, nu trebuie să știu, de exemplu, dacă mai și știu e foarte bine, gen mă uit într-un sistem sau... Păi, n-are cum să-ți de două minute, să ce? Păi dacă știi direct raftul, știi zona din raft... Pâlnie, te-ai dus direct Păi acolo, da, e nu? totul așa. Și deja, pe dacă încep cu uh, pe stai să uh, că stai, uh, Cred că stați A, e clar Și să mai Ești dezordonat Deci foarte, foarte În orice fatal. firmă Se poate Optimiza, da Să trecem în următorul Echitatea Angajații trebuie tratați Cu justiție Și egalitate În cadrul organizației Corect Aici nu avem ce Fără partipliuri pliuri Ai greșit Ești avertizat Ai Întrunești numărul de Avertizmente Îl dai afară e simplu, poate să fie e... și cel mai vechi om de asta știu că e greu și cei mai vechi oameni Fără nepotisme. speculează treaba asta și anume devin angajați vedetă ei le știu pe toate nu prea dau la ceilalți da. ca să devine indispensabil aici e capcana uh -huh. și anume puneți întrebarea ce astfel de om ai în firmă de obicei e vechi nu știu dacă e cel mai vechi dar e priceput, e abil are skilluri, e un meșter foarte bun ca să zic așa, da? dar se face indispensabil. Uneori devine și nesimțit, tocmai pentru că știe care ăsta și de obicei controlează multe resurse, le ține el pentru el. Adică are know-how, are baza de clienți pe care o exploatează și cum zic eu s-ar putea să te sară schema să facă el ban cu tine. Nu că, nu, adică el nu poate să facă, să facă, dar să fie win-win. Nu folosești resursele firmei, echipamentele firmei, mașinile firmei și te duci la niște clienți pe care nu-i mai bagi și prin veniturile firmei. Și ei tu. Uh, și vouă vă e foarte greu să renunțați la ei pentru că vă apare în minte treaba asta. Da, da, ăla știe tot. Da, da, ăla știe, ăla se ocupă. Da, da, ăla îi merge mâna. Știi? Și devine indispensabil, uneori și nesimțit. Și S-ar putea mai mult să strice, repet, pe termenul, mare atenție și da, trebuie să ai tăria necesară să-i zici, ai greșit, ți-am spus să îi dai și echipamentul nu știu care, ți-am spus și colegului să-l înveți să așa, n-ai făcut-o, ai, făcut ai întrunit numărul de avertizmente, bine, pa, de mâine scauzi de lucru. S-ar putea să o fie greu, dar eu zic că pe o perioadă, termenul câștigației. O perioadă scurtă, da, long term e mult mai bine. bun. Plus că tot el, scuze, tot el îi sperie și pe nou veniți. Și umblă și acolo și s-ar putea tu să pierzi în zecit. Nu numai ție ți-e frică că îl pierzi pe el. Toxic. Tu Ce ți-e -ți se se frică că îl pierzi pe el și de fapt ai pierdut încă șapte ca el potențial Puteau fi. Dar au fost expediați de... Și cu un alt caracter. Da. Și în completare, aici la echitate, ar mai fi stabilitatea personalului astfel încât să ai um, o fluctuație cât mai mică de personal calificat. Rotația personalului e chiar indicator și tu îl, da. îl evaluezi și da, este important, bineînțeles. Acum e să te întreb, știi că la, la un moment dat, nu știu dacă mai este într-adevăr atât de activă această propoziție din piața muncii, dar poate, poate că este. A fost așa un soi de, nu știu, modă. De a te muta de la un loc de muncă la altul cu între un an și doi ani, astfel încât să te perfecționezi. Eu, dacă aș vedea un CV de genul, pentru mine e un semnal de alarmă. E un semnal de alarmă, nu mă interesează că te-ai mutat de la un punct la altul, că ți-ai crescut cu competențele, s-ar putea să că ai dat dintr-o organizare în alta, trebuie să te adaptezi, probabil că o între o lună și trei ți-a luat să te acomodezi acolo. Um, tu cum mai vezi lucrurile astea în piață? Încă mai, e, mai sunt uh, oameni care au gândirea asta să se mute din uh, cuib în cuib? Um, am mai spus-o și la Tabăr, ne-a spus-o Alex, treaba asta, și nu e prima dată când o aud, dar sună cam așa, oamenii nu părăsesc companii, oamenii părăsesc oameni. Și viceversa. Da. Oamenii nu urmăresc, nu, nu nu urmează calea companiilor neapărat, ci oamenii urmează oameni. Da? Și e foarte importantă treaba asta. Dacă mie ce îmi spune? Într-adevăr, da, pot să zic văd că te-ai mutat prea des. Dar poate să-mi spună și faptul că tu nu ai găsit oameni. Pentru că eu nu cred că ei ai, ai renunțat, deci să te duci într-o companie, tu ai plecat de acasă cu principiul că aici un an, doi stai. Te duci într-o companie și găsești un mediu ordonat, curat, da? Și la propriu și la figurat aici, cu oameni de calitate, oameni pe care îi apreciezi, oameni de la care ai ce învăța, ei vin către tine și te ajută. Și după doi ani, tu ce să-mi spui, că sună alarma și pleci că ai tu principiul ăsta din doi în doi să pleci. Dar că în trecut așa erau venită... Adică am avut chiar și apropiați și prieteni care aveau gândirea asta, că nu, nu mai... A bătut, a bătut ceasul. Da, dar nici... Puțin nici rups de realitate. Nici zic, el așa. cu el, dar nici compania în care era nu a fost... Adică dacă poți să renunți atât de ușor, știi, e ca la un om, ca la o relație. Toți avem și plusuri și minusuri, dar noi creierul așa face el. Da. Le punem balanță. Și dacă sunt mai multe plusuri decât minusuri, nu părăsești omul. Da? Și și într-o relație, și într-o familie, și în orice. Când e invers, când sunt mai multe minusuri decât plusuri, părăsești omul. Da? Și în companii, să nu uităm, ok, e firmă mare. De plină de oameni. Și oamenii urmăresc oameni. Sau oamenii părăsesc oameni. Da? Cred foarte mult în, în principiul ăsta și tocmai de aia, în continuare, e valabil și anume, dacă tu nu devii o persoană, deci tu cu tine, că de am tot repetat podcastul ăsta și vreau să subliniez treaba asta, că este despre tine. În 99% nu este, din cazuri, nu este despre ceilalți. Atragi oameni așa cum ești. Atragi cum ești, dacă... Am vrut să spun, am vrut să dau mai plastic, dar... Ce să mai... Da, ai lângă tine exact oamenii pe care îi meriți. Nu știu dacă Ce e de bine, dacă Ce e de rău. Plastic, dacă a... tu te schimbi pe tine, vei atrage oameni cam ca tine sau care vor, sau care au potențial, a, că mai au și minusuri, că vin tineri de 20 de ani și tu îi vezi că nu sunt responsabili, că sunt cu capul în că nu urmează reguli, da, dar sunt niște minusuri care pot fi reglate. uită Exact, Normal. asta trebuie să faci, da? Tu trebuie să cauți caracterul și principiul, cum am principiile nu se schimbă. Deci, astea ar fi cam 8 principii ale lui Arifa, eu. Citesc și eu 5. Te rog. Nu, nu le analizăm, doar le citesc Te rog. în mare, doar dacă vrei tu la final, din fiecare, după ce le citesc peste a cinci. Planifică cu atenție activitățile și resursele. Unele lucruri s-ar putea să repete cu ce ai zis tu. Um, Noi n-am confruntat lista înainte. Stabilește obiective, dezvoltă strategii, planuri clare și sarcini zilnice. sunt cele cinci. Cele cinci uh, etape ale managementului făcute de Arifa da. IO 2. Organizează eficient, structura, și resursele, creează sistem organigrame, ierarhiei, așa. 3. Coordonează eforturile angajaților și departamentelor. 4. Fi un lider eficient și inspirator. Da? Ce ziceam mai devreme? Ce ziceam mai devreme? 5. monitorizează și controlează performanța organizației Stabilește sisteme de măsurare, monitorizare evaluare. Da, astea sunt din aceste cinci etape pe care le-ai descris tu au reieșit cumva toate principiile da, pe clar. care le-am vorbit mai devreme, au legătură de unul sau din alt punct pe care l-ai discutat singurul tu. care i-a adăugat liderul da. lider nu înseamnă neapărat CEO-ul companiei, nu înseamnă neapărat fondatorul. Lider poate fi orice angajat. Rețin foarte bine un exemplu din cartea Lider fără funcție, iar îmi scap autorul că am probleme. Nu știu cum mi-am amintit și titlul, dar nu mai contează. Șarma, cred că îl cheam sau de genul. Robin, nu mai știu. Un exemplu de la o doamnă cameristă într-un hotel își făcea treaba extrem de bine, am să se un lider printre menajerele din, din, hotel și a fost propus să nu te punem peste, că uite, ai toate calitățile, îți mărim și salariu, poziție superioară și a zis nu. Nu, eu asta vreau, asta îmi place, inspira fetele din jurul ei, cameriste, și Asta e un exemplu, așa, long story short, de lider fără funcție. Nu ai nevoie să fii director, nu ai nevoie să fii manager, să fii fondator, să fii băiatul patronului ca să devii lider. Trebuie să fii tu lider, tu pe tine te schimbi, tu pe tine atragi oamenii ca tine revenim, da? Devii o inspirație pentru alții și nu ai nevoie de nicio funcție. Deci asta cu eu nu mă implic până nu mă face director. Asta nu e, e o porcărie, nu e scuză. Deci, Implică-te implică tu, de oferă tu valoare, ajută-i pe alții pentru că este pasul numărul 2 și sunt principii de mii de ani scrise în cărți sfinte. Uh, deci, e faci ceva, și da? se întoarce. Exact, și cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Și în Biblie scrie cu primești în zecit, cu... Deci, repet, uită-te la ele, sunt principii, ele sunt universale, nu se vor schimba niciodată. Deci nu, nu contează că tu crezi sau nu crezi în Isus sau în Buddha sau nu. Acolo sunt scrise niște principii. Și ăsta e unul dintre ele. Oferă cât mai mult, ajută pe ceilalți și o să primești în zecit. Dă de la tine când zic, dă, nu mă refer să-i dai bani. Eu nu sunt de acord nici cu asta, cu pomeni și cu... Ajutor, nu, dă informații, ajută. informații... sprijină, sprijină împinge-l un pic de la spate. Valoare, ascultă, înțelege, nu ți-o la personal. Sunt multe lucruri în care poți să... Și acum, acu o să zică unii. La, lasă-mă că și câți am ajutat și așa am făcut cu fiecare angajat și, și a plecat și și-a făcut el sau s-a dus la altul. tu ai ajutat nu să ajuți, tu ai ajutat să ți se întoarcă ajutorul. Tu ajută? ai ajutat cu un interes. Un interes. Și doi la mână înainte, deci nu pui boi înainte cărului, ci invers, înainte tu nu te-ai schimbat. Da. Adică tu ai fost același, ai vrut doar să îl ajuți cu un interes. adică și un term, adică să vină imediat. Da, uh, după el. aia apare frustrarea că ăla nu ți oferă sau nu ți oferă pe măsura așteptărilor tale. Și aici mai am un exemplu foarte bun de, la care se ceartă oameni, se ceartă asociații, se ceartă angajați și anume. Dau exemplu ăsta. Eu am nevoie să, să semnez un contract. Și nu am un obiect descris acum. Și -ți cerție, și tu ai pe masă un pix. Și mi-l dai. Mi-a semnat contractul, am luat banii, poate, nu știu ce contract era. Mâine, tu, ești în situația mea. Și ai nevoie de un obiect descris. Și eu îți dau ție un stilou foarte scump, frumos. Tu îl semnezi. Peste un timp. Stă omul așa și când la pucă pe el și își face el socotel, da mă, dar diminuie nu e, ăsta e cam țăran. Păi de ce? Da mă, i-am dat stilou. Bă, stilou, nu compar cu un pix de un leu ce mi-a dat el mie. Oamenii uită că de fapt ei între ei și-au împărțit o resursă și anume aveau nevoie de un obiect descris. Contează că e mai frumosă. Păți ai făcut treaba. Te-a ajutat omul ăla când tu nu aveai? renunță la... Deci nu mai pune foi și nu mai farda tu când, ca să ieși tu un câștig că tu ai fost defavorizat, că tu ai fost... Nu, ăla nu e un ajutor referitor la subiectul. Nu da. e un sincer. e un cu interes. Da. Dă i și nu avea pretenția să te mai ajute niciodată. dă cu gândul ăsta. dă da. cu gândul că la exact. niciodată nu-ți dă apă, exact. Pleacă exact. de la ideea asta. Da. Și nu o să fii dezamăgit, e simplu. Da. Dar nu, îți dau, da tu când Știi? dar ce câștig? Cu mulți mai întreabă și la club și ce facem noi, are el un interes. Dar ție ce ți M-am lovit de treastă, nu mai pot. Nu este mă nimic. Bă, nu, nu nimic cread, material. Mă, mă, Îmi iese. Noi, oamenii au impresia că noi facem aici vudu, magie. Da, voodoo. avem noi un interes. Ă, asta, am uite că facem podcastul. Facem podcastul de când? Facem de peste viața un an. În Slatina și viața în România, așa cum putem. Facem de peste un an podcastul și n-a apărut nimic cu. Hai să vă vindem ceva. Stem noi? Nu. Noi dăm informație, o răspândim în universul internetului, în așa fel încât ne hrănim cu aprecieri, cu alții care vor să se implice foarte tare ce faceți voi, chemați-mă și pe mine poate ajut și eu. Înțelegem de la americani. Sponsorizări cu care noi Trebuie la, după aia fi... organizăm Gala cum am făcut și gala Educația prinde aripi, nu se putea face fără bani. Trebuie să fim sinceri, nu putem să, noi, noi, nu vrem bani. Nu vreau eu personal. A, eu personal nu de aici, dar că ai ONG. Dezvoltarea a comunității locale și. Da, a și -a țării, am cerut ceva înapoi. Și uite ajutăm copii, am plătit internatul, cum am promis, am, uh, au plătit ONG-urile. ONG-urile adică ele, ele, fac, ele se implică, noi doar am creat cadru, ca lucrurile astea sunt, adică să strângem bani exact. și copiii uite beneficiază. Ce să că, mai facem? Credeți că, că vine eu sensul Exact, cred că am vreun... am cerut sau vreo pretenții, nu trebuie cel puțin fetița cu uh, cu after school-ul. A trimis un video de, de mulțumiri, uh, nici măcar nu știe de Clubul Antreprenorilor, de Dan Preda, de Dimitri. De... Și nu trebuie nu să știe. Să știe. Nu, nu trebuie să știe, trebuie, trebuie să beneficieze, să se educe și la rândul ei, asta are ca obligație, Să nu uite și să ajute pe altul, nu pe mine. Nu pe tine, nu pe la noi la rândul lui să facă mai departe, adică vorbim de acel efect de levier de care am tot vorbit, da, și de scalabilitate. Despre asta e. eu astăzi pot să ajut două ONG-uri, două ONG-uri ajută șase cazuri, șase cazuri la rândul lor ajută trei șase de alți oameni. În viitor, când o ajunge, nu știu, fetița Roberta o să ajungă educator, că își dorește foarte mult și la titulescul, la, da? Ea gândește-te că o să, ea că o să aibă Ea gândește tot, toată viața ei... Cât... O să țină minte, foarte. Ia gândește-te, potențial. Și ce tu ajungi și îmi spui mie, îmi scoți în evidență că era stilul și nu era pix. Ce gândire măruntă e asta. Măruntă, bine, bine zis. Acum, ca să revenim, o să trei la niște principii ale -am lui aprins. Peter Drucker. Mai trec câțiva ani și o să urc Citește-le tu, fără să le, le mai le intrăm citesc, în fiecare o și le, citești. și eu cinci. O să le și compar. Și, și după aia facem... Bun. Principiile lui Peter Drucker. Obiectivele organizației. Organizația trebuie să aibă obiective clare și bine definite, iar toate activitățile trebuie să se concentreze asupra atingerii acestor obiective. Țintele. Managementul prin obiective. Stabilirea obiectivelor specifice, nu strategice, nu generale pentru fiecare angajat sau departament și evaluarea performanțelor în funcție de aceste obiective la final de lună, la final de trimestru. Final de an, etc. Focalizarea pe clienți. Organizațiile trebuie să fie orientate către nevoile și dorințele clienților lor și să ofere valoare pentru aceștia. Managementul prin rezultate, măsurarea performanței și obținerea rezultatelor ca indicatori ai succesului organizației. Importanța informațiilor. Utilizarea informațiilor și sistemelor de informații pentru a sprijini deciziile manageriale și a stimula inovația. Bun. Și responsabilitatea socială a organizației, asumarea responsabilității față de comunitate și mediu, nu doar față de acționari. Și aș, aș vrea Cea să fac tari. aici am o comparație. Comparând principiile celor doi autori, putem observa că există unele suprapuneri și puncte de convergență. Într-adevăr, Amândoi susțin importanța stabilirii obiectivelor clare și a măsurării performanței, dar cu accent puțin diferit. FAIO se concentrează mai mult pe aspectele de coordonare, disciplină și autoritate, pentru că au fost la început de drum atunci, prin 1914, în timp ce Drucker acordă o atenție sporită focalizării pe clienți și utilizării informațiilor în procesul decizional. Deja a apărut să statistice, avea acces la mai multe informații și a văzut că poate să o folosească în folosul lui. În plus, Drucker aduce în discuție și responsabilitatea socială a organizației, fapt pe care FAIO nu-l abordează în mod explicit. Este important de menționat că ambele seturi de principii au adus contribuții semnificative în dezvoltarea managementului și rămân relevante în practica managerială chiar și de astăzi. În funcție de context și nevoile organizației, principiile lui Fayot și Drucker pot fi adaptate și aplicate în mod complementar pentru a obține rezultate superioare. Păi, acum, nici, nici nu mai nici nu mai trebuie să mai, le mai citesc. Da, sunt uh, foarte e, era, e normal să fie. Uh, am găsit acele păi da. surse sau, să uh, Nu, dar adevărul nu poate fi decât unul. Da. realitățile pot fi diferite, pentru că tu vezi lucrurile în felul tău, eu le văd în felul meu și tindem să adăugăm, cum am zis și mai devreme, la exemplu cu uh, cu pixul și cu uh, cu stilou. Nu, asta nu este specific gândirii critice. Cum am învățat, gândirea critică se bazează pe fapte. Ambele instrumente sunt instrumente de scris. Da, stop. La revedere. Asta e tot. Da? Restul, ce faci tu? Adaugi niște floricele din ca interiorul să schimbi, tău, ca, din interiorul tău, că de despre tine, ca să schimbi realitatea. Dar adevărul nu poate fi contras în definiția lor sunt obiecte, instrumente de scris. Deci Oprește-te o realitate. Exact, în legătură da. cu și asta e normal să fie asemănătoare pentru că ăsta e adevărul. Da? Și avem așa, spun și eu 5, tot așa pe repede înainte, stabilești obiective clare măsurabile da? pentru afacere. Implementezi conceptul, el, conceptul de management prin obiective. Da? OKR era, MBO, MBO da? management prin obiective și așa. 2 investește în dezvoltarea și motivarea a angajaților. Plan de carieră. Ce am vorbit mai devreme? Plan de dezvoltarea a competențelor personale și profesionale. Lucruri pe care le am un plan să, să le fac pentru fiecare angajat în parte. Acum, îți dai seama, iar o să fim înjurați. <laughs> acordă o, import acordă o importanță viitor. deosebită marketingului și înțelegerii nevoilor și dorințelor clienților. Ce ai spus tu, el era axat mai mult în zona nu, asta. Nu concepe un produs sau un serviciu că îți place ție. Contează foarte mult să vezi în piață dacă se dorește, dacă se vrea, dacă acoperă nevoile unei arii de oameni, unui grup țintă, unui Vine personaj. Vine tot de la principiu de mai devreme. Fii atent la oamenii de lângă tine, da? Sau pe cei care vrei să, deși, să fii sincer, Da nu fi speculant. Adică nu încerca să-ți faci un business din a specula. Poți să o faci. Eu am văzut și astfel de businessuri. Dar vine curantă. de la principiul ăla de mii de ani. Uită-te și să spese cu adevărat ca să poți să o faci bine și să rezolvi și oamenii să te simtă și să fii sincer, să fii real. Deschide-te către internet. Pentru că mulți, am văzut și aici, îi spun, mi-e teamă să vorbesc la cameră. Mi-e teamă să vorbesc la microfon sau să, moarte, să mă înregistrez. Da, știu, lasă că și noi am trecut prin și asta și mai avem de emoții de și dat, nu. Da. Dar, de fapt, e altceva. Dacă sapi în ei și stai de vorbă cu ei, știi ce, le teamă că o să înceapă oamenii să scrie nemulțumirile. Știi? Păi, da, pentru că asta înseamnă că ai creat oameni nemulțumiți. Și ai, atunci, da, asta e teama. Da. Nu că ți-e că vorbești la cameră. Ok, nu te duci într-un studiu. Și ne întâlnim noi doi pe stradă și... Să nu te faci de râs sau nu... Da, Mulțumesc dar e pentru că și tu bănuiești sau ceva, știi? Adică nu vrei. Da, expunerea aduce și plus și minus. Unii te vor înjura dacă uh, n-au fapte și au doar realitățile lor. N-ar trebui să te deranjeze. Uh, și la mine acum sunt oameni care au scris la anumite comentarii de la Contabilitate Slatina, au scris, prietene, ești prost. Face, dovedesc Mulțumesc eu că ești de prost. Pe păi dacă tu nu mă cunoști, tu n-ai stat un minut de vorbă cu mine. Nu știi nimic din ce fac eu în jur. Da? Și câți oameni mă apreciază și așa. Și vine unul care nu mă cunoaște, m-a găsit pe internet ca dat așa, a fost unul probabil nu-i place de față, ești prost. Și ar trebui să mă deranjeze pe mine ca să omul ăla așa? Nu, mă deranjează pentru că nu, Buna, orice e orice lui. Din, din exterior, dacă te deranjează, într-adevăr așa e. Dacă îți vine cineva și spune anumite lucruri și pur și simplu tu știi cine ești și ai o identitate de sine dezvoltată, îi mulțumești pentru că nu are rost să agiți apele, pentru că n-ai cu cine și îți vezi de domnul Dar mi-a zis cineva de ce nu șterg comentariile. Dar de ce să le șterg? Știi ce am șters? Unele eu, unele direct Facebook-ul, în jurăturile alea de pe stadion. Da. Alea nu le las. Dar ăia cu ei ești prost, nu e ca tine. Da, lasă-l, nu e nicio problemă. Nu, și nici nu pretind că sunt perfect. Da, poate pe altcineva m a ajutat cu informații. Poate i-am dat o idee, mi-am făcut treaba. Principiile 4 și 5 yeah. gestionează și dezvoltă resursele intelectuale ale organizației. Competențele, ok. Da, deci foarte important. Încurajezi inovația, ce ai zis și tu mai devreme, și creativitatea angajaților. Nu le da peste mâini, nu crezi că tu ești cel mai deștept uh, din gradă. Dacă nu O gradă. Lasă-i să vină cu mult. idei unele spun de pe acum cele mai multe nu vor funcționa, bași bani, pierzi bani, pierzi timp, da, da, da. Dar eu, mi la mine totul s-a schimbat când am văzut firma, afacerea ca pe un loc de joacă pentru copii. Și am mai spus exemplul ăsta. Toți suntem copii în internet, ne place nouă să părem bărbați duri, afaceriști puternici, dar suntem copii totuși și ne bucurăm când vedem un topogan nu un loc de joacă s-a vopsit, s-a mai adăugat uh, o tiribombă. Tu asta trebuie să... La mine asta a schimbat totul. Când am văzut că eu fac un loc de joacă care să atragă copiii, da? Și să-i lasă să se joace. Nu, vinul la mine în firmă, vin la locul meu de joacă, pe aia să nu te sui, aia nu pune mâna, te te jos după gard. Știi? Păi, ce am făcut? Iată că nu mai vin eu la tine, că mie nu-mi place locul tău de joacă. Deci tu creezi contextul, crezi creezi locul de joacă, îl faci de așa natură să nu se rănească, da? Și te duci acasă. Și lași oamenii să se joace acolo. Și vrei să atragi alți oameni? Mai îmbunătățește, investește. Cum am făcut și eu. Schimbă spațiu. Pentru mine spațiu nou n-a venit. Adică pentru mine o cheltuială în plus care putea să nu fie, că dincolo nu aveam Aici n-am făcut-o doar pentru mine sau pentru clienți, am făcut-o și pentru colegii mei, colegele. Pentru că avem nevoie de spațiu, că avem nevoie de lumină, că ne trebuie și nouă o sală de curs sau de ședințe, chestii astea. Nu am făcut, dacă o gândeam strict în cifre, în cheltuieli, nu treia făcut. Nu treia pentru că nu aduce. Mai mulți bani Asta e venit. diferența între raționament și judecată Vezi, Uite te tu ai la ei, gândește-te la nevoile lor Ai apelat la judecată Ai luat contextul Ai, ai și... luat în calcul și raționamentul Și ai ajuns la o concluzie da. care nu era cea mai rațională Mai ales tu că ești din zona asta De uh, financiar contabil Dar da te felicit, domne ajută și, și sprijin creativitatea. Să, au zis loc. că au nevoie de câte ceva care nu ține de contabilitate. Deci nu au zis că au nevoie de laptop ca să facă contabilitate. Că aia nu e... Am mai văzut și treaba asta la unii antreprenori. da, v-am luat, da, v-am făcut. Păi, stai așa, dacă e luat laptop, nu se că e al lui, că nu pleacă cu el acasă. Sau și dacă pleacă, sau a luat mașină și după aia îi spui lasă mașina la firmă. După aia scoți ochii că ai luat mașină. Ai fi sincer că ai luat-o ca să producă mai mulți bani, să ajungă la mai mulți clienți. Nu am luat-o că da. să se ducă domne și el cu familia în weekend, ia o mașină acasă și te duci și tu și într-un în concediu și lasă că nu trebuie să bași nici motorină, un drum pe lună e de la mine. Asta nu o faci, știi? Nu vreau fac. Da. Ok. Șase, scuze, ultimul. Fii responsabil socialmente. Ce ai zis tu? responsabilitate socială, toți o avem, în engleză îi zice CSR. Trebuie activat. Înțelege implicațiile sociale și etice ale afacerii tale și ia decizii pentru, adaug eu, ia decizii pentru echilibru comunității în care activezi, nu doar cu gândul la bani, repet și eu, și noi vrem bani, că de se numește SRL și din definiția SRL, eu, trebuie să facă profit pentru asta am înființez societate. Dar eu, pe lângă societate, am înființat un ONG, de unde de multe ori am venit cu bani de acasă. Nu mai spun pe lângă toată implicarea noastră, nu am salariu acolo sau nu, că de e non-profit. Tu nu trebuie să, să câștigi de acolo, trebuie să câștigi altceva, care de cel mai multe ori nu ține de lumea materială. Acum, să mai e proiect de lungă durată. Noi trebuie să avem răbdare. Sigur o să se șlefuiască oamenii pe lângă noi. De abia aștept să ne pânmulțim. O să vină, o să vină, dar trebuie să avem multă răbdare, consecvență și să fim toleranți. Și cu cei din jur, așa cum sunt ei, că până la urmă nu cred că au ales ei. Pur și simplu, astea au fost vremurile în care s-au educat. Acum nu trebuie doar să fie trebuie să fie doar deschiși că se poate și alt cumva. Acum, cam ăsta a fost podcastul de astăzi, am vorbit puțin de istorie și de faptul că nu s-au schimbat lucrurile din trecut, sunt puțin rujate, așa, sunt cu alte sisteme informatice, avem acces la mai multe instrumente de a lucra, mai performante, dar ca și etape de management, ca și principii sunt, sunt cam acelea și recomand să citiți despre Arif Ayo și Peter Drucker, nu neapărat de pe internet, ci cea mai bună sursă e dintr-un tratat de management, le puteți găsi tot pe internet, nu neapărat scrise de Oameni care și-au ei, că domne, am creat eu un sistem de management. Că nu e așa, poate îl faci puțin, dar ele au fost create de mult. În ultim, cu ultime cuvinte, aș vrea să îi mulțumesc și colegului nostru, Denis Grigore, pentru că se adaptează mereu cu programul nostru și ne ajută mereu să, să filmăm. Și până data viitoare, îl salut pe Dan și să vedem cu ce invitați, cu ce subiecte vom mai veni. Salutare. La revedere.